ești părinte sau bunic, cu siguranță ai primit măcar o dată această întrebare din partea copilului tău. De ce ne naștem? De ce suntem așa cum suntem și nu altfel? De ce nu pot să fiu și eu ca X sau Y? Dumnezeu mă iubește? Vă invit să le citiți cartea Când te-a creat Dumnezeu, de Matthew Paul Turner. Copiii voștri vor fi cu siguranță încântați să afle că nu s-au născut dintr-o pură întâmplare și că Dumnezeu i-a creat cu un scop precis și unic. Și că fiecare dintre noi are un rol foarte clar în planul lui Dumnezeu, un rol pe care Dumnezeu îl știe încă de dinainte ca noi să ne naștem. Este important pentru copii să știe că sunt ființe unice, că sunt iubiți de Dumnezeu și că fără ei lumea aceasta nu ar fi la fel. Și la fel de important pentru ei este să știe că ideile și pasiunile lor sunt unice, tocmai pentru că rolul lor pe acest pământ este unic. De aceea este foarte important să-și urmeze pasiunile și să-și dezvolte talentele, pentru că misiunea fiecăruia dintre noi este să facem această lume mai bună și mai frumoasă, cu ajutorul calităților cu care am fost înzestrați. Și atâta timp cât ne folosim de darurile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pentru a construi o lume mai bună și mai frumoasă, putem fi siguri că orice ne vom dori se va împlini. Pentru că Dumnezeu va veghea deasupra noastră și va avea grijă ca toate dorințele noastre să devină realitate. Așadar, dragi părinți, ajutați-vă copiii să fie mai încrezători, mai fericiți și mai recunoscători pentru tot ceea ce au, citindu-le această carte minunată, din care vor afla că existența lor nu este o întâmplare, că Dumnezeu le-a dăruit cu iubire și cu multă grijă toate calitățile pe care le au, ochișorii, nasul, glasul, talentele și visurile pe care le au. Și că fiecare din calitățile cu care Dumnezeu i-a înzestrat când i-a trimis pe această lume, le vor folosi pentru a-și îndeplini misiunea unică pe care o au pe acest pământ. Când te-a creat Dumnezeu? Pe tine, când Dumnezeu te-a creat, te-a făcut cu totul nou și minunat, un om incredibil și nemai văzut, un om așa cum nimeni n-a cunoscut. Cu totul special, de Dumnezeu ales, creație fără seamăn, un real succes, pentru că atunci când te-a creat, Dumnezeu a știut că e nevoie pe pământ de cineva care să-ți semene leit. La tine, da, la tine se gândește într-una Dumnezeu. Chiar dinainte să te naști, ai fost în mintea lui mereu. Încă de la începutul istoriei, încă de la capătul timpului, tu, micuțule, ai fost mereu prezent în gândurile lui. Dumnezeu ți-a ales ochii, forma capului, mărimea lui și a știut ce față vei avea când îți vei arăta uimirea. Dumnezeu ți-a desenat un nas frumos și 10 degete ți-a pus. Cât despre glasul tău? Ei bine, tot el l-a compus. Liniile din palme și părul tot până la cea din urmă șuviță, tot Dumnezeu le-a desenat în amănunt ca într-o excelentă schiță. Dintre toate culturile și rasele lumii, dintre toate chipurile, miliarde, dintre toți oamenii pe care i-a creat pe glob de aici până departe, Dumnezeu a știut numele tău, ți-a creat imaginea astfel. Fără tine, familia lui nu ar mai fi la fel. Pentru că atunci când te-a creat, da, chiar așa, lumea a aflat ceva ce Dumnezeu știa deja. Pe tine, da, pe tine, când Dumnezeu te privește, se bucură, căci știe care e adevărul și zâmbește. Pentru că tu, da, tu, micuțule, în toată splendoarea ta, aduci ritm, versuri și culoare în povestea sa. Așa că fii tu însuți, exact așa cum ești, un spectacol magic ca cel din povești. Trăiește viața în toate culorile, curcubeu. Simte totul până în cea mai fină nuanță, mereu. Explorează, descoperă neîncetat. Ai credință și multă iubire de dat. Învață și iarăși învață toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut ca să te bucuri. Folosește-ți talentele și pasiunea cum știi mai bine, căci Dumnezeu le-a creat anume pentru tine. Vină cu idei, transformă, să îndrăznești, de tine ține. Dumnezeu vrea să creezi, să pui suflet în artă, căci lumina sufletului tău acolo se arată.
când inventezi povești, când faci magie, și mai ai ceva în mânecă, se știe. Când începi să dansezi de unul singur și te învârți ca un ciclon, te asigur că poți să fii orice, poți să fii oricine, într-o lume ce ți aparține, pentru că întreaga lume îți aparține. Dumnezeu zâmbește și știi de ce? Din ochii tăi ce strălucesc, o lumină știută în rază se preface și aprinde în jur ce-i omenesc. Fiindcă atunci când Dumnezeu te-a creat și lumea întreagă de uimire a strigat, în rai s-a spus că ești imaginea lui cu adevărat. Pe tine, da, pe tine, Dumnezeu te visează și astfel tot ce-i bun în tine se creează. Tu, omul cel în care Dumnezeu e parte, vei fi bun și plin de speranță, o ființă ce va dărui punând inimă, minte și suflet în viață. Vei fi un visător și visele tale nu vor avea limite, imaginația ta va călători prin locuri negândite. Vei iubi natura și lumea toată vei schimba. Vei construi poduri și pentru pace vei lupta. Oricine ar fi, oamenii sunt frații și surorile tale, așa îi vezi. Să ne iubim unii pe alții, după aceste cuvinte trăiești, în ele crezi. Tu ești încrezător, curajos și puternic crești. Fiul lui Dumnezeu devine realitate când tu însuți ești. Atunci când Dumnezeu te-a creat, cerul întreg radia. Dar El de deasupra ta zâmbea și visa. V-a plăcut această poveste? Copiii încearcă să înțeleagă încă de la cele mai fragede vârste care este locul lor în această lume și cum ar putea să-și folosească personalitatea, trăsăturile și talentele în viața de zi cu zi. De multe ori însă se lasă copleșiți de lumea aceasta mare și se descurajează gândindu-se că sunt neînsemnați, pe lângă altele ce li se par cu mult mai mărețe. De aceea au nevoie să știe și să fie convinși încă de foarte mici că sunt iubiți, că sunt unici și că venirea lor pe acest pământ face parte dintr-un plan măreț al lui Dumnezeu, în care ei au un rol foarte bine definit. Ajută-ți copilul să capete încredere în el și să-și valorifice potențialul extraordinar de care dispune.